Haideți să deschidem Scripturile la Romani, la capitolul 13. Romani, capitolul 13. Și pentru că e un capitol scurt, am putea să-l citim în întregime. Oricine să fie supus stăpânirilor cele mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să-l pedepsească pe cel ce face răul. De aceea trebuie să fiți supuși, nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să le dați. Cui datorați birul, dați birul. Cui datorați vama, dați vama. Cui datorați frica, dați frica. Cui datorați cinstea, dați cinste. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să nu-i treziți poftele. Amin. Întotdeauna au existat discuții cu privire la raportul pe care credinciosul ar trebui să-l aibă cu conducerea politică, sau de orice fel ar fi ea, cu conducerea țării, locului în care se află. Și întotdeauna opiniile au fost diverse și au variat. Un lucru pe care ar trebui să-l înțelegem de la bun început este că nu a existat și nu va exista aici pe pământ, pe pământul stricat, o conducere perfectă. Nu va exista un paradis regăsit în politică sau prin politică. Atâta vreme cât trăim pe pământ și trăim în trupurile noastre corupte de păcat, în care firea pământească se războiește permanent cu Duhul nostru, ca oameni credincioși vorbesc, dar trăim ca niște oi sau ca niște miei în mijlocul lupilor, asta e imaginea pe care ne-o prezintă Domnul Hristos însuși, nu putem să avem pace. Și de asta umblarea pe pământul ăsta nu e una paradisiacă și nici nu e prezentată ca un drum plin de flori fără griji, ci prezentată ca o vale a plângerii. Important e să ne amintim conceptul și imaginea pe care o avem și din Vechiul Testament, dar și din Noul Testament, faptul că suntem străini și călători pe pământ. De foarte multe ori uităm că pământul ăsta este valea plângerii prin care trecem în drum spre patria cerească. Cu toții ne dorim să avem o patrie perfectă. Românii sunt plecați peste tot în lume. Foarte mulți au emigrat pentru o viață mai bună, pentru un trai mai ușor, pentru ca să
își crească copiii în condiții mai bune și lipsite de griji. Și nu-i nimic rău în asta. Oamenii au migrat de când lumea și pământul. E ceva normal să cauți un loc mai bun. Dar e important să ne amintim că nu pământul ăsta, unde avem niște granițe puse de politicieni, de convențiile dintre popoare, granițele se mai schimbă, se mai dărâmă și zidul Berlinului, se dărâmă cortina de fier, cum a fost numită cortina comunismului, și așa mai departe. Și granițele evoluează și se schimbă în decursul istoriei. Ce nu se schimbă este promisiunea lui Dumnezeu. Vă amintiți cât era de greu să obții un pașaport și numai faptul că ai pașaport în timpul comunismului era o realizare extraordinară. Aveai șansa să pleci. Nu? Aveai șansa să pleci și să nu te mai întorci. Pentru că despre asta era vorba. Voiai o patrie, o țară mai bună. Acum putem călători liber și putem să ne stabilim acolo unde vrem. Și în România tot timpul au existat și mesaje publice, vrem o țară ca afară, nu? Dar nu zice unde afară. Normal că întotdeauna raportul e cu țările foarte dezvoltate în care economicul primează și oamenii care o duc foarte bine. Deci nu vrem o țară ca afară în Africa, de exemplu. La fel ca și piesa aia cu nu ne-am născut în locul potrivit. Locul potrivit putea să fie Africa. Locul potrivit e cu siguranță numai Suedia, Germania sau țări foarte evoluate. Ne-am născut în locul în care a vrut Domnul să ne naștem și cred că pentru copiii lui, voia lui Dumnezeu este revelată în viața lor. Și nu nemulțumirea, nu cârtirea permanentă, nu căutarea unei țări perfecte aici pe pământ e grija principală, ci căutarea după patria cerească. Domnul Hristos spune, strângeți-vă comori în cer, în patria cerească, unde nu există pericolul să vină un politician sau o bancă să dea faliment și să rămâi fără bogățiile astea, unde nu există pericolul să-ți confiște statul, aurul pe care l-ai agonisit și unde toate lucrurile sunt în siguranță. O patrie cerească, o patrie de sus, pe care n-ai văzut-o, despre care ai foarte puține date, și în care trebuie să crezi că vei ajunge. Domnul Hristos ne face niște promisiuni, ne face niște promisiuni clare și dacă într-adevăr umblăm prin credință, nu prin vedere, avem toate datele și avem harta, ca să spun așa, cu drumul către patria cerească. O patrie în care nu mai există lacrimi, nu mai există durere, nu mai există suferință de niciun fel, ci există bucuria autentică a slujirii lui Dumnezeu. Spre asta suntem chemați. Spre o patrie pe care n-am văzut-o cu ochii, bazându-ne pe promisiunea fermă pe care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, ne-a lăsat-o în Scriptură. Și atunci, cum ar trebui să ne raportăm la patria pământească în care trăim? Ar trebui să exacerbăm de naționalism, să spunem, doar Dumnezeu ține doar cu noi? Ar trebui să luăm versete care se referă la poporul ales și să le aplicăm la poporul nostru? Asta se întâmplă cu toate popoarele. Și americanii. Americanii spun că Dumnezeu este american. Românii spun că Dumnezeu este român. Fiecare țară și lea pe Dumnezeu sau așa câte un patron dintre sfinți și spun Dumnezeu ține cu noi. Nu. Dumnezeu, de-a lungul istoriei Pământului, a avut un singur popor ales. Nu? Poporul evreu. Poporul evreu este poporul făgăduinței, poporul legământului pe care Dumnezeu l-a ales din mijlocul tuturor popoarelor. Și istoria începe cu ei și se termină cu ei. Într-un fel, istoria binecuvântării naționale sau naționaliste, ca să spun așa. Dar Dumnezeu, în nouă legământ, are un popor al lui, o seminție a lui, care e împrăștiată în toate națiile, în toate limbile, între toate popoarele. Și asta desfințează granițele pământești, desfințează orice opreliște ar putea să pună oamenii. Și noi avem frați și în America, avem frați și în Peru, avem frați și în India, avem frați în Bulgaria, în țări, într-unele e mai greu de ajuns, în altele e mai ușor de ajuns, unii sunt mai aproape, alții sunt departe,
Dar faptul că avem Scriptura, faptul că avem aceeași credință și faptul că suntem frați legați prin curățirea de care am avut parte în sângele Domnului Hristos, dar și prin nașterea din Dumnezeu, asta arată că suntem frați născuți din Dumnezeu, având același tată și avându-L pe Domnul Hristos ca și frate mai mare. Și este un lucru minunat, extraordinar. Suntem într-o călătorie până când vom ajunge în patria cerească, toți împreună. Despre asta e vorba. Unii vor fi mireasă, unii vor fi invitați la nuntă, dar Domnul îi strânge pe ai Lui în patria perfectă care există acolo. Încă o confuzie care se face e când aplici cuvintele Scripturii greșit. Cum am spus, probabil ați auzit și încă se poartă lucrul ăsta, să aplici versete care se referă la Israel, la România. Să spui, dacă poporul meu se va smeri, știți versetul ăsta care e aplicat la România. Spui, dacă la alegerile astea o să alegeți oameni credincioși, atunci Dumnezeu își va întoarce fața către România. Nu, versetul ăla nu este destinat poporului român. Nu este destinat americanilor sau sârbilor. A fost scris acolo pentru israeliți, pentru Israel. Israelul este poporul lui Dumnezeu. Putem face aplicații la anumite versete, dar nu le putem lua litera și aplica la România sau la altă țară. De asemenea, nu putem să spunem că sistemul politic existent în vremea Apostolului Pavel sau în vremea Domnului Hristos este tot una cu sistemul politic pe care îl avem astăzi. Societatea și modul în care societatea este condusă s-a schimbat. Nu? Exista Irod ca împărat și exista stăpânirea romană. Irod împărățea cu acceptul și prin colaborarea cu sistemul roman, cu Imperiul Roman. Și nu puteai să... Ei nu mergeau la vot să-l voteze pe Irod. Nu exista așa ceva. Nici în vremea Apostolului Pavel nu se ducea nimeni să-l voteze pe Nero împărat. Nu exista un vot. Orice manifestație, orice încercare de a submina puterea cezarului sau a împăratului era considerată răscoală, era ilegală și nu se punea problema ca tu, simplu cetățean, să ai o voce împotriva cezarului. Sau puteai să ai, dar să asumai riscurile respective. La evrei exista o luptă a naționaliștilor pentru înlăturarea jugului roman. Domnul Hristos este perceput ca un viitor împărat care va zdrobi puterea romană. Chiar și unii din ucenicii Domnului Hristos au așteptări în sensul ăsta. Se prea poate ca chiar Iuda să fi fost dezamăgit de faptul că Domnul nu face mișcarea aia decisivă împotriva romanilor. Existau așteptări în sensul ăsta, dar Domnul Hristos a venit știind că țara, împărăția peste care domnește, nu e aici. Asta îi răspunde Domnul și lui Pilat. Împărăția mea nu este de pe pământul ăsta. Chiar dacă așteptările existau. Nu? Și dezamăgirea celor ce așteptau asta era mare. Mama care își aduce fiii și ar vrea să intermedieze pentru ei să capete posturi politice foarte bune, greșește. Nu face decât să-și atragă antipatia celorlalți ucenici și dezaprobarea Domnului Hristos. Pentru că Domnul Hristos n-a venit să facă politică. Ci a venit să fie un împărat autentic, dar un împărat al păcii. Și Domnul așa a venit, ca un împărat al păcii. Și noi suntem chemați ca ambasadori ai Lui să trăim în pace și în dragoste, că până la urmă e foarte interesant că finalul capitolului 12 vorbește despre dragoste și finalul capitolului 13 vorbește tot despre dragoste. Se încheie tot cu dragostea. Și nu cu o războire cu armele firii. Nu cu ce poți face prin tine însuți. Niciodată nu o să fie o împărăție aici pe pământ perfectă care să fie condusă de oameni credincioși și care să aplice obligat forțat legile sau perceptele Scripturii sau lui Dumnezeu. S-a încercat lucrul ăsta și de la Revoluție încoace
Și în România am avut parte de ideea, hai să facem un partid al pocăiților. Cu cât avem mai mulți oameni credincioși în puncte cheie politice, România o să arate altfel, o să reușim să impunem țării conceptele noastre și principiile noastre și tot o să fie bine, o să fie un paradis terestru în România. Nu se poate. În decursul istoriei au mai existat încercări de a pune în practică unele principii ale Scripturii cu forța. Și reforma a încercat asta, nu? Calvin conducea cu mână de fier Geneva, erai obligat să mergi la biserică, luai bătaie sau îți pierdeai din drepturi, unii chiar au murit, nu? Pentru că nu ascultau de marele reformator și nu erau pocăiți, așa cum spunea el, nu erau la linie. Trebuie să mergi la biserică, trebuie să faci asta și asta și asta. Noi trăim înconjurați de oameni neregenerați, oameni care nu-i cunosc pe Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Niciodată nu o să reușim să schimbăm raportul ăsta. Domnul Hristos spune, nu te teme, turmă mică, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Versetul citit chiar cu câteva momente înainte, când va veni Fiul omului, va mai găsi credință sau credința pe pământ? Niciodată credincioși autentici, oamenii regenerați, copiii lui Dumnezeu, nu vor fi majoritari pe pământ. Întotdeauna vor fi o minoritate. De ce? Pentru că pentru cei mai mulți, mesajul crucii, mesajul Evangheliei, este o nebunie. Este ceva de neacceptat. Firea omânească, firea pământească, nu acceptă că Dumnezeu este suveran. Nu acceptă că El are toată puterea în mântuire. Nu acceptă că El nu poate să aibă nicio laudă. Că nu poți să vii să te lauzi cu faptele tale înaintea lui Dumnezeu. Noi, cei credincioși, vom fi mereu minoritari și mai mult decât atât, din cauza lucrurilor pe care le credem și le practicăm, normal este să fim urâți de lume. Normal este să fim batjocoriți și să nu avem privilegii. Lumea nu iubește pe cei ce sunt al lui Hristos. Și asta nu de acum. Asta încă de la întemeierea creștinismului, de când a venit Domnul. Lumea nu l-a iubit pe Hristos însuși. Și a fost poporul lui, a fost poporul care avea sulurile legii și învățăturile adevărului în mână și l-a urât și l-au respins. La fel s-a întâmplat și cu ucenicii Domnului Hristos. Apostolul Pavel scrie cuvintele acestea într-o vreme în care Nero era împărat. Era Cezar. Era împărat, nu începuse încă persecuția. Era în perioada în care chiar era simpatizat. Și din câte am citit, grecii aveau foarte mare simpatie și era foarte popular în rândul populației grecești. Doar că peste câțiva ani, Nero începe prigoana împotriva creștinilor. Nu se dumiriseră încă, nu înțeleseseră exact cum stau lucrurile cu creștinii. Dar în momentul în care creștinismul autentic condamnă idolatria, condamnă lucrurile rele din societate, începe prigoană. De asta spun, nu putem aplica lucrurile din Scriptură, guvernarea, împăratul, cezarul, cu o alegere democratică, cu niște un președinte ales democratic, cu toate pârghiile democratice pe care le ai. Este legal să protestezi, inclusiv în România. Să te duci să-ți înscrii protestul și statul român îți dă dreptul să protestezi dacă vrei să protestezi. Protestul este legal. Pe vremea Domnului Hristos sau pe vremea Apostolului Pavel era ilegal. Asta e o diferență. Nu existau alegeri. Dacă ne uităm la istoria votului, vedem că, în primul rând, cei care nu aveau proprietate nu puteau vota. Femeile nu puteau vota. Ei, trăim într-o altfel de societate. De asta e greșit să aplici guvernarea din Scriptură la guvernarea de acum. Supunerea pe care trebuie să o avem față de cei aleși și conștiența că Dumnezeu în suveranitatea Lui conduce istoria și pune conducerea așa cum își dorește el, nu rămâne. Respectul pe care credinciosul are față de conducător rămâne. Noi trebuie să ne rugăm pentru aceia care ne conduc. Da, adevărat că e foarte greu să ne rugăm atunci când avem un guvern rău sau niște conducători răi sau care au fapte de rușine. Dar asta n-ar trebui să ne împiedice să o facem, să arătăm
dragoste față de poporul lui Dumnezeu și față de ei, ca oameni. Să-i purtăm o rugăciune pentru că din modul în care ei conduc, ni se trage și libertatea noastră sau pacea noastră. Și noi ne rugăm pentru asta, să fim liberi și să avem pace, ca și copiii lui Dumnezeu. Astea sunt principalele lucruri. Asta cred că și le-au dorit și apostolii și toți credincioșii de-a lungul veacurilor. Să poată să predice Evanghelia liber și să nu fie în război, să aibă pace. Și cred că sunt lucrurile pe care le dorim și noi. Acum, ar trebui să spunem lucrurilor pe nume atunci când nu stau așa cum ar trebui să stea, că nu sunt în regulă? Da, avem un exemplu în Scriptură, îl avem pe Ioan Botezătorul, care îl acuză public, nu, pe Irod, de imoralitate. Și pentru asta capătă ura lui Irod și chiar își pierde capul, chiar moare, moarte de martir. Nu cred că atunci când în societate se întâmplă lucruri grave sau lucruri împotriva conștiinței, împotriva firii, noi ar trebui să tăcem, să nu spunem nimic. Noi n-am trecut de mult de perioada comunistă, în care era interzisă introducerea de Biblii sau de literatură religioasă în țară. Cu toate astea am cunoscut frați dragi care aveau dulap cu spate dublu și care noaptea aduceau Bibliile cu sacul și le doseau acolo și le dădeau la alții și care făceau niște lucruri ilegale pe care guvernul le dezaproba și era împotriva lor. Și atunci cred că principiul care se aplică este următorul. Este mai bine să ascultăm de Dumnezeu sau de oameni. Scriptura ne arată că trebuie să fim cei mai buni și am mai vorbit despre asta. Un credincios autentic ar trebui să fie cel mai bun cetățean al statului în care trăiește. Ar trebui să fie cetățeanul model care își plătește taxele. Domnul Hristos și-a plătit taxele. Apostolul Pavel îndeamnă la lucrul ăsta și nu îndeamnă la nesupunere sau la neorânduială. Și ar trebui să fim cei care fac lumină, aduc lumină în lume. Ar trebui să fim, la modul autentic, sarea pământului și lumina lumii. Ce face sarea? Conservă. Și dacă Dumnezeu mai ține lumea asta, o mai ține pentru că mai există credincioși autentici. Mai există oameni care sărează încă pământul ăsta. Gândiți-vă la Lot, la familia lui, la negocierea pe care o are Avram cu Dumnezeu. Dacă sunt atâția distrugi, Dumnezeu spune nu. Care-i procentul din lumea asta? V-ați gândit vreodată? Care-i procentul din lumea asta de credincioși autentici, de aleși ai lui pentru care Dumnezeu mai ține lumea? Când numărul ăsta va scădea, totul se termină. La fel va fi și la sfârșit. Asta e imaginea pe care o avem. Când procentul de sare și de lumină din lumea asta dispare, Dumnezeu o să-și reverse, o ia pe lui și își revarsă mânia asupra pământului. Voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Un lucru foarte important. Și ca sare și lumină trebuie să ne plătim taxele, nu trebuie să fim priviți ca făcători de rele sau ca oameni care au alte scopuri. Și scopul nostru trebuie să fie umblarea spre patria cerească și reprezentarea perfectă, ambasadori al lui Dumnezeu fiind aici pe pământ. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Totodată nu trebuie să uităm o altă analogie. Atunci când poporul evreu merge spre țara promisă, sunt două instanțe în care trebuie să treacă prin niște locuri și cer voie să treacă de la împăratul regiunii. Și cer voie, vrem doar să trecem prin țara ta, o să plătim apa, o să plătim nutrețul, orice, nu o să mergem prin viile, prin holdele voastre, ci doar lăsați-ne să trecem. Nu-ți lăsați, dar cred că atitudinea asta ar trebui să o avem și noi. Suntem în călătorie spre Canaanul Ceresc, spre patria perfectă, spre patria cerească, lăsați-ne să trecem. Să nu ne agățăm de posturi politice, de lucrurile lumii. Și acum, dacă e să vorbim tranșant, anabaptiștii credeau într-o separare clară între politic și eclesia, între stat și eclesia lui Hristos. Și nu acceptau implicarea politică a credinciosului.
Nu cred că lucrarea pe care noi suntem chemați să o facem are de face cu politicul. Avem dreptul să votăm, cine vrea să și le exercite bine, cine nu e liber să nu o facă, dar în momentul în care cineva alege oameni corupți, oameni care n-au principiile Scripturii, aici cred că este o problemă și aici fiecare credincios ar trebui să facă după conștiința lui și după cum îl călăuzește Domnul. Dar cred că suntem datori să spunem în toate felurile legale și morale în care putem să tragem semnale de alarmă cu privire la hoție, la nedreptate, la imoralitate și așa mai departe. Suntem chemați să fim sarea Pământului și lumina Lumii. Și dacă avem în noi dragostea asta de oameni care vine din dragostea de Dumnezeu, în primul rând avem dragoste de frați, după care dragoste de oameni, se vede în noi și modul în care Hristos este reprezentat. Oamenii ar trebui să-L vadă pe Domnul Hristos în noi, să se vadă chipul Lui în noi. Am avut studiu pe caracter și încă îl continuăm la Timișoara. E important că Domnul Hristos să ia chip în noi. Oamenii, dacă ne vorbesc de rău sau dacă ne urăsc, să o facă pe nedrept, nu pe drept, și în același timp să fim ambasadorii perfecți pentru El. Nu agățându-ne de posturi politice, nu încercând să facem din lumea asta un paradis ceresc, ci uitându-ne țintă la cer, având toate speranțele, să ne agățăm cu toată puterea de promisiunea lui Dumnezeu și să alergăm către patria cerească, patria nespus de bună, să ne rugăm pentru guvernanți, să fim cetățeni bunei țării noastre, dar să fim conștienți că toate granițele sunt niște desene făcute de oameni și chiar nu contează atunci când vedem planul lui Dumnezeu măreț, atunci când vedem lucrurile extraordinare care ne așteaptă în cer. Domnul să ne ajute să conștientizăm că patria noastră este cerul, patria perfectă, paradisul pe care îl regăsim odată cu Domnul Hristos. Și El să ne dea lumină, să fim cetățeni care să săreze, să lumineze fiecare în dreptul Lui și în locul în care L-a pus Domnul, să nu uităm să ne rugăm pentru guvernanți și în felul ăsta să ducem o viață pașnică și liniștită. Asta vrem, să fim liberi, să putem să predicăm Evanghelia, să putem să facem ce-i drept, ce-i corect înainte oamenilor și în felul ăsta să fim binecuvântați de Domnul și să-i aducem și pe alți aleși care au fost predestinați să creadă, să-i aducem la lumina adevărului. Domnul să ne ajute să vedem lucrurile așa și să nădăjduim în promisiunile Lui. Amin.